Hai de. Cum a fost ultimul meci? A fost un meci bun, după părerea mea. Un adversar foarte dificil. Consider că ne-am făcut antrenamentul cu ei, am progresat de la meciul acesta și trebuie să învățăm din golul primit. Voi erați la primul meci amical, ei la ultimul, contează acest lucru? Normal că acest lucru contează, pentru că ei au o bază mai mare de pregătire, probabil că încep campionatul sau o competiție oficială. Dar pentru noi este important că ne-a ieșit meciul acesta și am respectat ce aveam de făcut. Ați pierdut pe final. Poftim? Ați pierdut pe final. Da, trebuie să învățăm din acest gol pe care l-am primit, pentru că nu este ok să ne oprim dacă nu fluier arbitru. Că toată lumea a cerut fault acolo la Dumitru. Da, a fost greșeala tuturor, părerea mea, pentru că toată echipa noastră s-a oprit și trebuie să învățăm. Pentru că un gol de genul ne poate costa chiar și un campionat. Au fost ceva tensiuni? Se simte tensiunea asta înainte de startul campionatului? Nu, au fost tensiuni normale, pentru că suntem bărbați și vrem să câștigăm fiecare meci. Nu contează pe cine întâlnim. A fost ca cam dur, multe intrări la limită. Păi da, vedeți că joacă în primăvara europeană, cred. Trebuie să învățăm și să luăm lucrurile bune pe care le-au făcut și să învățăm din ele. Ați spus acum, dacă clasamentului acum trageți la titlu, ce șanse aveți? Consider că avem toate șansele să luăm campionatul. Trebuie să muncim, să progresăm, pentru că vom întâlni adversari foarte dificili în play-off. CFR este o echipă foarte puternică, care sigur se va întări și vrem să luăm eventul. Stilistul Kipciu e foarte aproape de CFR. Te surprinde acest lucru? Nu mă surprinde. Fiecare trebuie să facă ce e mai bine pentru el și pentru familia lui. De ce să mă surprindă? Nu mă surprinde acest lucru. Nu te superi pe Kipciu, pleacă la CFR. Nu, Doamne ferește. Dacă el consideră că e cea mai bună variantă pentru el, îl felicit că a făcut acest pas și sper să câștigăm contra lui în primul meci. Nu ți l-ai fi dorit cu echipier? Ba da. Nu l-am prins decât puțin pe la echipa națională, dar este un jucător cu reale calități, de aceea și jucat în Belgia destul de multe meciuri. Rădoi și Mutu vin să vă vadă, veți fi mai aproape de națională? Bravo. Nu știu, dânsii vin, urmăresc toate echipele, pentru că ne așteaptă un meci foarte important cu Islanda și toată România trebuie să țină România. Echipa a anunțat că te vrea fundaș central, cum e? Ești gata să intri în defensivă? Voi juca unde va decide antrenorul și mă voi supune, să zic așa. Dar ție unde îți place să joc mai mult? Clar, îmi place să joc mijlocaș defensiv, dar dacă conducerea va stabili să joc fundaș central, nu mă voi împotrivi, pentru că de asta sunt plătit, să fac ce trebuie să-mi ajute echipa. Voi atacanți cu acte în regulă nu aveți. Îl așteptați pe Gnoiere înapoi? Dacă Bizonul va considera că este mai bine pentru el să rămână aici și nu va primi o ofertă mai bună pentru el, cu siguranță îl vom aștepta cu brațele deschise, pentru că, până la urmă, a fost golgheterul echipei în ultimii 2 ani, cred. Dar nu era mai bine să fie și el în cantonament, având în vedere că nu s-a transferat încă? Eu consider că era ok pentru el, dar dacă a rămas în țară, înseamnă că are ceva decizii de luat și trebuie să se liniștească. Să le ia pe cele mai bune pentru el. Dinamo e foarte aproape aici, în cantonament. Vă gândiți deja la derbiul cu ei? Nu, eu mă gândesc să câștigăm primul meci cu CFR, pentru că putem spune că și CFR-ul este destul de aproape, nu? Da, dar tot în Spania este.